Temperatura medie globală a atins un nou maxim luni 3 iulie, depășind pentru prima dată 17 grade Celsius. Este cea mai călduroasă zi de când au început măsurătorile la sfârșitul secolului al XIX-lea, a anunțat Centrul Național pentru Previziuni de Mediu din Statele Unite. Oamenii de știință cred că o combinație între efectele fenomenului El Niño și emisiile continue de dioxid de carbon ale omenirii conduc la încălzirea planetei. Luna trecută a fost de asemenea confirmată ca fiind cea mai caldă lună iunie din lume înregistrată până acum. Luni, temperatura medie globală a fost de 17,01 grade Celsius, depășind precedentul record din august 2016, care era de 16,9 grade Celsius, într-o perioadă în care mai multe valuri de căldură s-au produs în mai multe regiuni ale lumii. Sudul Statelor Unite suferă de câteva săptămâni din cauza unui domn de căldură intensă. În China, un val de căldură persistentă continuă să se manifeste cu temperaturi în jurul valorii de 35 de grade Celsius. În Africa de Nord au fost înregistrate temperaturi apropiate de pragul de 50 de grade. Chiar și în Antarctica, unde este iarnă în prezent, au fost înregistrate temperaturi anormal de ridicate. Baza ucraineană de cercetări științifice Vernadsky, aplasată în Argentine Islands, din largul continentului acoperit de gheață, a înregistrat un nou record de temperatură pentru luna iulie, plus 8,7 grade Celsius.